Viața transformată este sinceră. Ca voi să deosebiți lucrurile alese, ca să fiți sinceri și fără potignire până în ziua lui Hristos. Filipeni, capitolul 1, cu versetul 10. Mulți dintre cei înzestrați de Dumnezeu să facă o lucrare minunată realizează prea puțin, pentru că îndrăznesc puțin. Mii de oameni trec prin această viață ca și când n-ar avea o țintă bine definită pentru care să trăiască și niciun standard de atins. Unii ca aceștia vor primi o răsplată pe măsura lucrării lor. Să ne aducem aminte că niciodată nu vom atinge o țintă mai înaltă decât aceea pe care ne-am pus-o. De aceea, să ne punem ținte înalte și apoi pas cu pas, chiar cu eforturi chinuitoare, prin renunțare și sacrificiu de sine, să urcăm toate treptele acestei scări spre progres. Nimic să nu vă împiedice de la aceasta. Destinul nu și-a țesut plasa în jurul niciunei ființe omenești atât de puternic încât aceasta să fie nevoită a rămâne fără ajutor și nesiguranță. Împrejurările potrivnice, din contră, ar trebui să determine o hotărâre categorică de a le birui. Dărâmarea unei bariere va oferi o mai mare iscusință și curaj pentru a merge înainte. Mergeți cu hotărâre în direcția cea bună și împrejurările vor ajunge să vă fie ajutătoare și nici de cum piedici. Pentru slava lui Dumnezeu, fiți plini de ambiție ca să cultivați fiecare har al caracterului. În orice fază a clădirii caracterului, trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și acest lucru îl putem și trebuie să-l facem. Căci Enoch a fost plăcut înaintea lui Dumnezeu. Deși a trăit într-o generație decăzută, există oameni asemenea lui Enoch și în zilele noastre. Un caracter format după chipul și asemănarea caracterului divin este singura comoară pe care o putem lua cu noi din lumea aceasta în cea veșnică. Cei care se află sub îndrumarea Domnului Hristos în această lume vor duce cu ei în locuințele cerești orice calități divine obținute aici, iar în cer noi vom continua să creștem. Cât de importantă este deci dezvoltarea caracterului în viața aceasta. Am un apel pentru tine. Ești chemat să trăiești o viață sinceră și fără potignire, având o țintă clară și înaltă în Hristos. Amintește-ți că niciodată nu vei atinge o țintă mai înaltă decât aceea pe care ți-ai pus-o. Cu determinare și sacrificiu de sine, poți cultiva un caracter plăcut lui Dumnezeu, asemenea lui Enoch. În această călătorie, circumstanțele nu sunt piedici, ci oportunități de a demonstra iscusință și curaj. Țintește sus și lasă ca fiecare pas să te apropie mai mult de asemănarea cu Hristos. Meditează la următoarele întrebări. Care sunt țintele tale spirituale și cum te străduiești să le atingi? În ce fel împrejurările potrivnice din viața ta pot deveni oportunități de creștere și întărire a caracterului tău? Cum poți cultiva zilnic harul și calitățile divine în caracterul tău? Pentru ca viața ta să cunoască progresul, este esențial să stabilești obiective clare și înalte atât pe plan spiritual, cât și în celelalte domenii, concentrându-te pe cultivarea fiecărui har al caracterului. Înfruntă împrejurările potrivnice cu hotărâre și încredere în Dumnezeu, transformându-le în ocazii de creștere și de întărire a credinței tale. Dedică-te zilnic rugăciunii și studiului Scripturii pentru a permite Duhului Sfânt să modeleze și să rafineze caracterul tău după chipul lui Hristos. Procedând astfel, vei dezvolta un caracter plăcut lui Dumnezeu și vei fi pregătit pentru viața veșnică. Amin.